Domnule Nicolicianu, guvernul, mai susțineți actualul guvern? Copreședintele PNL, Vasile Blaga, spunea că lansează o invitație tuturor posibilor parteneri politici pentru a crea o nouă majoritate, pentru a ajunge la guvernare. Dacă vine la dumneavoastră domnul Blaga și vă propune o alianță, să-i spunem, pentru un nou guvern, ce ați spune, da sau nu? A răspuns deja președintele nostru Gabriel Oprea, și anume că noi nu participăm la nicio acțiune care să trântească guvernul din care facem parte sau guvernele din care facem și am făcut parte. Deci pentru noi o strângere de mână face mai mult decât un act scris și noi trebuie să remarcăm că data asta chiar avem un act scris, se numește Alianța de Centru-Stânga, înscrisă la tribunal cu președintele PSD Victor Ponta, semnată. Și atâta vreme cât contractul este valabil, noi nu îl respectăm. Deci nici măcar nu veți deschide o discuție cu Vasile Blaga? Nu avem ce să discutăm pe această temă. Deci poate exista o propunere din partea domniei sale, dar știe răspunsul dinainte. Bun. Domnul Oprea, despre care vorbeați mai devreme, spunea anul trecut, în decembrie, că UNPR susține pe Victor Ponta și doar pe Victor Ponta, președinte PSD și prim-ministru. Ar putea să fie convins domnul Oprea să susțină în continuare guvernul, chiar dacă în fruntea guvernului nu s-a mai aflat Victor Ponta? Dacă domnul Ponta ar pierde președinția PSD, dar rămâne premier, mai primește sprijinul domnului Oprea? Așa cum am mai spus mai devreme, din citat chiar din spusele domnului Oprea, nu avem obiceiul și nici nu vom face ca să trântim un guvern din care facem parte. Deci guvernul Ponta cu premierul Ponta va fi sprijinit de către un UNPR care ține totdeauna cuvântul.